Cheia succesului în alegeri stă în strategie. Își doresc partidele puterii PSD și ALDE și cele din opoziție PNL și USR confruntări directe? De ce opoziția promovează referendumul în defavoarea subiectelor europarlamentare? Și de ce unii candidați promit lucruri ce depășesc prerogativele funcției de europarlamentar? Participă în direct și adresează întrebări invitaților la subiectiv@antena3.ro în această seară, de la ora 19 la Subiectiv față în față, cu Răzvan Dumitrescu, doar la Antena 3.